Bună ziua, stimați cititori al site-ului de știri Glasul Nordului. Ne aflăm pe drumul comunal ce leagă Hudeștiu de centrul Hudeștiului de Mlănăuț. După cum puteți vedea, s-a început lucrările la acest tronson de drum de câțiva kilometri care va lega Hudeștiu, centrul Hudeștiului, de șoselele de la Hudești cu Mlănăuțul prin Bașeu. După cum vedeți, deja drumul este pregătit, pus primul strat de piatră, se vor face canale pe aici, gardurile se vor repara la aceste persoane care au fost dărâmate pentru a putea circula în condiții de trafic. O să vă prezint aproape toată bucățica care este făcută, care este începută. Peste acest strat va veni macadanul, după ce va veni acel macadan, macadanul fiind pietrele alea mai mari care se pun și pe la calea ferată. Vor fi compactate, bătute și după care un alt strat, iar de la acel strat se va pune asfaltul. Bună ziua, iată ne aflăm din nou în biroul domnului primar Viorela Tomin, comuna Hudești. Domnule primar, am venit la dumneavoastră din nou să ne spuneți câteva cuvinte despre acest drum care leagă Mlănăuțul de comună. Astăzi să ne spuneți cu aproximație când s-a început și când se va sfârși, ne interesează pe cititorii Glasul Nordului. Proiectul a început acum 3 ani de zile și ca orice proiect este la faza de proiectare până la execuție durează mult. Deci până la noi a durat 3 ani de zile. Ordinul de începere a lucrărilor a fost dat pe 15 octombrie. Perioada de implementare a lui, de finalizare, este de 9 luni. Deci, după perioada de iarnă, undeva pe luna august-septembrie la anul, drumul va fi finalizat. Mulți întreabă, pe zona la Iaz aici, în caz că va crește apa, e făcută ceva protecție, se poate trece cu mașinile, știți că nu mai fost cazul, se poate împinge apa, viitura poate împinge, sau se va face ceva restricționări în timpul viitorilor, când o să fie ploile puternice, dacă mai da Dumnezeu să mai ploie. Acum de-ar ploua să avem viitură, avem câțiva ani de zile de când predomină seceta la noi. Nu, este proprietate privată izitura la Iazul Bașeu și acolo nu avem voie noi să lucrăm sau lucrăm fonduri. Dar dacă va fi nevoie, probabil cu discuții cu firma Pirania și sper să facem o variantă acolo să poată circula și pe timp nefavorabil. Ce noutăți mai avem pentru comună? Ce, cu ce suntem pregătiți? De exemplu, pentru 1 decembrie, ați pregătit ceva pentru comună? Un spectacol, ceva? Sau spectacol cam de întotdeauna se face. Noi în fiecare an sărbătorim 1 decembrie, dar mai mult anul acesta fiind anul centenar, pe teme de unire, cu premii pentru toți copiii din cele 5 școli ale comunii. Privind infrastructura, mai avem ceva drumuri care se pot pietrui sau se pot asfalta sau apa, cum stăm cu apa? Dorința noastră cea mai mare este ca să avem apă potabilă la Hudești. Știți că am mai discutat, am avut făcut puțuri de adâncime, în schimb apa este de proastă calitate și am renunțat pentru a folosi aceste puțuri. Varianta este să aducem apă din Prut, apă care este în parametrii potabili și chiar dacă trece printr-o stație de tratare, devine apă potabilă, poate chiar apă plată. Sperăm că guvernul va aloca bani pentru comunitățile mari, pentru că Hudești, fiind comună
mai mare de 2000 de locuitori, noi avem peste 6000 de locuitori. Statul român intră în infringement pentru că vom plăti amendă la Uniunea Europeană datorită faptului că nu avem rezolvat problema apei și canalizării. Și sper că se va lua o măsură la nivel național pentru că ca să aducem apă din Prut, cum e la nivelul Budeștiului, ori se creează o magistrală pe toată zona de nord, dar individual ar trebui undeva 3-4 milioane de euro, bani pentru pe care noi nu îi avem și din bugetul local nu putem să susținem asemenea proiect. Căminul cultural, văd că se apropie de finalizare. Mai aveți de lucru la el? Dotările, grupurile sanitare, ceva la exterior pentru la trotuare, dar mare parte, deci cam 70% este finalizat. Noi vă mulțumim și vă dorim, ca de obicei, binecuvântare să aveți. Mulțumesc la fel.